Vedem că cele două controlere sunt destul de asemănătoare, însă uite că întâmpin o problemuță. N-a pornit la o apăsare simplă. A trebuit mers la un service Bosch și conectată la calculator. Să vă zic că acum și costul. Removing e-bike. Salutare! Se apropie iarna cu pași repezi. Nu prea mai avem cum să ieșim cu bicicleta pe munte. În schimb, o putem pregăti pentru sezonul următor. Iar un prim update pentru această bicicletă, echipată cu motor Bosch Smart și cu acest LED remote, ar fi să îl înlocuiesc cu o nouă componentă lansată anul acesta de Bosch, care ar trebui să fie în acest colet. Așa că hai să desfacem, să vedem dacă acolo este ceea ce am comandat eu, Bosch Purion 200. Coletul a venit prin poștă, cu ramburs, cred că e bine împachetat. Într-adevăr, este nouul controller de la Bosch, Purion 200. Așa că hai să-l instalăm, să vedem dacă merge. Vedem că cele două controlere sunt destul de asemănătoare. Au butoanele stânga-dreapta, plus-minus și un buton de confirmare acesta. În schimb, partea de afișare diferă. Cel vechi LED remote, cum se numește el, are indicator cu liniuțe pentru baterie și o paranteză, să spun așa, luminoasă pentru a-ți indica modul de asistență în care te afli. Iar acesta nou are un display. Mi-am adus trusa de scule, însă în afară de un imbus de 3, n-ar fi nevoie de alte scule. Oprim bicicleta electrică, încerc să dau acest colier de cauciuc mai în dreapta, să am un pic de spațiu de manevră cu cablu și voi deșuruba acest șurub cu cap imbus. Însă, uite că întâmpin o problemuță. Colierul ăsta e de plastic, n-are o balama și dacă îl crăcănesc prea tare ca să scot, am toate șansele să rup. Așa că trebuie să scot manșonul, trebuie să scot maneta de frână, trebuie să scot chiar și comanda de dropper ca să pot trage într-o parte vechiul controller. Să încep cu cablu. Trag pur și simplu de mufă și aceasta iese. Îmi fac niște semne cu acest marker astfel încât să pun toate echipamentele în aceeași poziție aliniate cum au fost. Manșonul se slăbește cu același imbus de 3. Pentru maneta de frână îmi trebuie un imbus mai mare și anume imbusul de 4. Și revin din nou la un imbus mai mic, la cel de 3, ca să slăbesc și maneta care controlează dropperul de la șa. Pe ăsta n-am cum să-l trag, că nu mi-ajunge cablul, așa că l-am desfăcut de tot. Și acum este foarte ușor controllerul vechi. Un pic de curățenie nu strică, că văd că a mai intrat apa cu praf. Curăț și manșonul pe interior. Curăț chiar și celelalte elemente care se fixează pe ghidon. Controllerul nou are prinderea cu balama, așa că încep să montez echipamentele înapoi. Primul era dropperul de la șa, urmează maneta de frână și acum noul controller pe care o garnitură de cauciuc care nu prea vrea să stea în poziție, care vine aici, lângă maneta de frână. Observ că are conexiunea de desubt, așa că o să încerc înainte de a-l poziționa să-i bag cablu. O zonă albă, o linie albă aici pe cablu, așa că ar trebui să se alinieze. Ia uite, a intrat perfect. Dacă nu intră, înseamnă că conectorii nu sunt în poziția care trebuie
și răsuțiți un pic stânga-dreapta, dar nu forțați, trebuie să intre foarte ușor. Îi strâng așa puțin șurubul de formă cât să rămână în poziție, toate sunt slabe acum. Și să vedem momentul adevărului. N-a pornit la o apăsare simplă, dar la o apăsare lungă vă caluatul. Ia să dezlipesc această etichetă. Mă întreabă limba, confirm engleză cu butonul ăsta. Uitați o chestie, eu am și display-ul Bosch Kiox 300 instalat și toate comenzile care le dau aici se duc către acest display. Așa că îl scot din poziție. Bicicleta văd că s-a închis. O deschid din nou. Mă întreabă limba engleză, confirm cu acest buton și a mers. Am instalat display-ul din nou și am o avertizare, no paired smartphone. Așa că mă duc aici în aplicație, activez Bluetooth-ul, mă uit să văd ce găsesc pe aici. Smart System e-bike. Cred că despre asta e vorba, pentru că este necesar o aplicație efectuat. Hai să intru în aplicație. Not connected. Turn on e-bike and stay close by. Dar din ce am citit pe internet, ar trebui să resetez într-un fel aplicația asta. Reset and remove. Uite aici. Remove. Removing e-bike. Goodbye e-bike. Ok. Hai să încerc să mă conectez. Connect e-bike. Which control unit do you have? Înainte aveam LED remote, acum voi selecta Purion 200. Și îmi spune așa, turn on your e-bike, please make sure your e-bike is stationary and close by. Is turned on and battery is inserted. Ok. Press the power button until the Bluetooth icon appears. Deci a apăs butonul de pornire lung și a apărut. Acum încearcă să se conecteze cu bicicleta. Asociere. Văd că durează puțin. Nu mai țin minte cum a fost la început când am cumpărat bicicleta. Complete your e-bike pass. Do it later. Ready to go. Cub și Bosch. E-bike update ready for download. Hai să-i fac și update. O să dureze câteva minute bune, dacă nu chiar 10 de minute. Întâi își downloadează ceva. This may take up to 20 minutes. Și-a downloadat update-ul, iar acum îmi cere permisiunea să instaleze. Install now. Se pare că instalarea s-a terminat. Pentru că acum bicicleta pornește la un simplu click. Update successful. Your e-bike is now up to date. Done. Cât și-a făcut bicicleta update, a durat vreo 10-15 minute. Am instalat toate accesoriile înapoi și când intru la e-bike component în aplicație acum, îmi vede control unit, Purion 200. Înainte era LED remote. Se pare că și display-ul acesta și-a păstrat setările inițiale. Rămâne să mă mai joc eu un pic cu setările, să văd exact ce poate acest nou display. Aici sub el e și o chestie care nu prea a plăcut, nu știu cât de bine se vede. E acest cauciuc de la portul de conectare la computerul Bosch de la service. Parcă nu stă așa bine și cam clămpăne un pic. Așa cum deja ați văzut, cu display-ul demontat, toate comenzile se duc către Bosch Purion 200. Ne arată viteza, distanța, riding time, range-ul și avem chiar și niște setări pe care putem să le facem pentru e-bike, pentru My Purion, de exemplu aici, ce să ne arate sus, să ne arate bateria, ora sau viteza și limba și multe alte setări. Aș zice eu identice cu cele de pe display, dar ca să putem controla display-ul trebuie remontat. Am încercat să văd dacă pot configura afișajele pe display, așa cum am făcut pe Kiox, să configurez și pe ăsta, pe Purion 200, însă din aplicație nu merge, am la display configuration doar Kiox-ul, atât. Chiar dacă îl demontez,
Nu mi-apare asta, atunci dispare complet acest meniu. Poate pe viitor Bosch-ul o să mai actualizeze această aplicație și va merge personalizat și display-ul de la Purion 200. După cum vedeți, eu aici pe balcon am bicicleta mea, cup stereo hibrid 160 SL și bicicleta Cristinei, cup stereo hibrid 140 Pro. A mea are Bosch Smart System, a ei are Bosch generația 4 simplu. Noul display merge instalat doar pe sistemele Bosch Smart, nu merge instalat pe sistemele clasice, lansate de Bosch până în anul 2022, cum e cel al Cristinei. Se pare că bicicleta e perfect funcțională, am testat un pic așa la mână. Am văzut pe internet că ar trebui mers la un service Bosch și conectată la calculator cu programul special de la Bosch, pentru că ar avea o eroare de ID între Drive Unit și Control Unit, adică între motor și Bosch Purion 200, astfel încât funcția de loc este inactivă momentan, dar voi vedea chestia asta când o să am drum pe la service. Deocamdată mă bucur așa de bicicletă, că nu mă încurcă cu nimic, nu am nicio eroare pe display. Să vă zic că acum și costul, un astfel de controller Bosch Purion 200 costă în România undeva pe la 850 de lei, l-am găsit pe site-uri. Pe site-urile din străinătate l-am văzut pe la 130-150 de euro, însă eu l-am cumpărat cu 250 de lei, nou-nouț, de la un băiat de pe OLX. Așadar, dacă v-a plăcut acest clip, vă invit să vă abonați la canal, să urmăriți playlist-ul pentru a vedea cum fac și alte upgrade-uri. Să ne vedem cu bine din șaua bicicletei. Salut! Aceste componente electronice Bosch Smart System consumă și ele din bateria bicicletei vreo oră cât m-am jucat aici, de la 27%, capacitatea bateriei a scăzut la 25%.